Inundațiile au făcut ravagii în județul Telorman. 3 case sunt încă izolate. Apele au lăsat în urma lor mâl în gospodăriile oamenilor, iar pompierii au intervenit pentru a-i ajuta să-și curețe curțile. Ei au lucrat la foc continuu cu motopompe și buldoexcavatoare. În momentul de față apa s-a retras peste tot. După cum vedeți și dumneavoastră, în piață am început să facem curățenia. Am solicitat la cei de la ISU 2 motopompe mai puternice. Mai sunt 3 case inundate, nu casele, gospodăriile. Încercăm să scoatem apa și acolo. Localnicii privesc neputincioși cum apa le-a măturat toată munca de viață. Mulți nu au plecat până nu și-au salvat animalele, singurele care le-au mai rămas. Dumneavoastră ați lăsat casa așa și ați luat am animalele? Am lăsat-o așa, am salvat animalele. Când era, cât m-am chinuit și noi pentru un animal, îmi iau de la gură și rab de foame și îmi pierd nopți, numai să-i fie lui bine. În urma puhoiului, sute de gospodării și case au fost distruse, iar oamenii trebuie acum să ia totul de la capăt.